Sunt două aspecte aici. Un aspect instituțional, nu s-a discutat această chestiune. Este o scrisoare a miniștrilor, nu a țărilor. Însă pe fond, eu am spus de multe ori aceste lucruri, Marea Britanie și cel puțin în cazul nostru România au foarte multe interese de securitate generală în comun, abordări pe flancul estic și așa mai departe. Deci, în esență, pe fond, chestiunea reflectă poziția României pe care am subliniat-o eu în repetate rânduri.